Ce este plămânul pentru organism? Pentru inspirație și respirație, sunt mucenici și mărturisitorii pentru lumea creștină ortodoxă. Avem diferite ocazii, de altfel, a manifesta pentru cinstea acestor mari eroi ai noștri, dar sunt și popasele astea mai rari, de altfel, și acum, de pildă, avem în orașul nostru, Iași, cetatea Moldovei, urmatul Ștefan cel Mare, și toți, în sfârșit, mari trăitori ai vieții noastre și lui, și un cuvânt în sus de așteptare, ca de altfel ați mai ascultat dumneavoastră, un îmbărbătare pentru viața noastră de un an de zile. Și acum aș ruga ca cei care s-o cotiți că este un cuvânt foarte vrenic, așa cum a fost totdeauna, și data aceasta, să fim pe lângă dânsul, să-l încurajăm, să fim, să-i dăm și noi suflul nostru, duhul nostru de eroism, căci dânsul deja are multă energie spirituală în materie de asta, dar dacă mai pune și noi un punct, iese și mai bine. Deci cât mai mulți, cât mai aproape, fiind noi în seara aceasta sau astăzi, mâine, zile de postul mare, cu atât și eu va fi în rugăciunilor pentru România. Părinte, la Iași se vor aduce iarăi Sfintele Moaștere care au izvorât mir și la Petru Vodă și la Iași, precum știți, da, în alte orașe. Dar unii zic că e minciună, că e făcătură, că nu pot să izvorească mir din moaștele mucenicilor. Păi da, păi cine n-au crezut, nu cred niciodată. Cei nu vedeți că Mântuitorul și Iisus făcea minunea și spunea, păi nu, că asta are diavol. Da, păi noi și ce credem și cât credem. Încă e bine totuși, și la noi totuși există respectul ăsta și oarecum li se acordă o cinste deosebită, dar în lumea creștină ortodoxă, dar nu știe ce ar trebui să știe. Nu cunoaște ce ar trebui să cunoască. Că dacă s-ar lua de pildă așa pe județe, măcar la două, trei luni să iau autocar, să duci pe la Iud, să bată acolo mărturie, nu vorbe, nu cuvinte. Acolo se bată frumusețea și nevoințele martirilor noștri. Noi vorbim zi martiri așa, ca niște, cine știe din ce lume și ori fi. Dar se bată ei așa bine. Noi care suntem ortodoxi chipuri și mai crede ceva, ne îndoim de multe ori de niște lucruri așa, numai de vers și tot ce mai întreb, dacă o fi o notă. Și de aceea, acum trebuie să fim cât mai aproape de creștini acești ortodoxi care ne prezintă așa materii de credință, materii de istorie a neamului nostru, ca să avem o limpezire a lucrurilor. Și acum suntem și în zilele acestea a postului, cu atât mai mult închipuit, suntem într-o biserică, suntem într-o catedrală, unde avem acolo spectacolul duhovnicesc, a ne închina prin sărbătoria lor, la ei ca și ei de acolo, să ne intrem binecuvântare. Cu cât vom respecta mai mult acești martiri care încă nu sunt canonizați, dar nu e nimic. Dumnezeu o să dea înțelepciune și oamenilor îndrept să facă în sfârșit o pogorământ pentru cinstea, nu cinstea a lor, că ei, Doamne iartă-mă, dar cinstea neamului de unde s-au născut ei, că ei i-au pus acolo, ei i-au votat, ei i-au așezat acolo, ca să-i cinstească neamul, nu să-l barugulească și să-i toarce spatele. Pentru că atâta frământări ce există în lumea noastră creștină, este imposibil ca un om care are al lor de suflet și alte sensibilitate să nu se trezească la toate aceste evenimente care le trăim noi. Și acum e drept că noi românii am fost de cel mai mult cam sceptici așa în multe lucruri, pentru că
Omul ca omul, Toma, Toma, de credincios. Și acum trăim și noi în vremurile acestea ateistul comunismului de atâția ani de zile, 100 de ani aproape și am început să ne alterăm la ființa lor de copici, martirilor, sfinților, marilor creditori. Dar iată, Marea Rusie, de pildă care este lângă noi, a avut și are foarte mult, mare cinste față de eroi, de aceea au și canonizat încă de multă vreme parte din cei ce au suferit în închisorile bolșevice. Ce să vă spun decât să fiți în sfârșit cât mai aproape și cât mai mult de această zi frumoasă, ca să ne mai îmbogățim și cunoștințele sufletești și cele menționale. Să dea Dumnezeu să ne găsim cu bine la înviere și să ciocnim în oroș acolo cu Hristos a înviat și a noastră țară România.